portofel. Chi parașa mei, v-am zis data trecută că am rămas borțoasă de când hashtag stă în casă? E? Au geme! Carantina și izoleta ai pur numele mâncăvăși. Dragii mei, nu e așa că e greu să stați în casă atâta și să nu simțiți voi atingerea de portofel francez? Oh, e greu mâncățăși, cu cățel, cu purcel, cu cal, cu soț. Ha! Calmează-te că am soluția pentru tine. Te învăț să faci yoga mâncățăși și să te relaxezi. Prima poziție e lotus. Te așezi cu mâinile fix ca la cerșit pe centru. Îți ai un covoraș. Dacă n-ai, faci rost ca mine. Și după aia meditezi. Inspiri, expiri. Inspir, eu n-am cum să inspir, că s-o bălega ca lângă mine. Și dacă inspir mai mult, leșim. Dar tu inspir și expir. Acum urmează poziția pisică. Te pui în patru labe. O, prostule, nu ca Napoleon, două dimineața, două seara. Nu, patru labuți. Inspir, expir, inspir. Leși tot trecutul din spate! Să-ți umfli bucuria în tine! Cum se umflă drojdea în făină, în carantină! Hai, mâncați-ași și faci! Miau, 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 au! Te-ai umplut de fericire! Asta-i poziția măsă! Acum urmează mâncați-ași gura ta, poziția porumbel! Cum făcea Napoleona meu când mă făceam blond, adică umbla cu ceara vopsută. Cra, cra, mâncați-aș gura ta, prostule, fii atent aici, atingi nirvana. La poziția porubelu, trebuie să simți că se dintină bucurie, că se revarsă bucuria, cum se revarsă frigiderul caratir, mâncați-aș. Trebuie să clocotească fericirea tine, cum clocotești ulei un tigai, să ștergi orice amintire neplăcută, cum ștergi hârtia higienică bucilii tale triste. Asta-i că mănânci fasol, ce să faci? Și strănuț, iese ca uleiul pe țava de șapament. Atins nirvana. Și ultima poziție, măgața, așa este poziția câini. Aici trebuie să ai o liniște interioară. Tot timpul Napoleon abia mă treabă. Fă! Hai pace interioară și-o răspund. Am! Am mâncățăși! Am! Că atingi poziția câine, ai o liniște și ești calm! Aoleu! Ești fericit din parcă l-am tricat prostul la lună. Am, așa faci. Nu mai ai nevoie de cineva ca să te facă fericit. Te faci singur fericit. Te lingi la puță singur. Te satisfaci. Nu-ți mai trebuie cineva. Nu-ți mai trebuie hârtie igienică. Ești propria hârtie igienică. Mâncați-ași gura ta. Dacă stăpânești poziția cânească, ai patru ochiuri. Pentru că ți se deschide un ochi, mâncați-aș. Ochiul maro. Când ți se deschide ochiul maro, trebuie să ai pregătită hârtia igienică. Pentru că bucuria, bucuria o să curgă din tine, cacalău! Râul de cacalău o să curgă din tine și o să iasă. Și acestea s-o fiind zise, astea au fost exercițiile. Mâncați-aș ochii tăi, zic, te-ai relaxat? Nu te-ai relaxat! Aoleu, da prost, măi! Aoleu, puh! Luați-aș familia la tango să mă pupă la chakra roz! Să-i unde acolo unde nu răsare soarele și nu apun întunericul de prost care ești. Bă, lega-mi sarcalul pe liniștea ta sufletească. Să mănânci orezul ăla expandat până să termine. Stuchetea rămâțele de prost să te stuchească fără măscuță, să facă miu, pu, miu, pu, așa, de prost care ești. Aoleu, da proste, relaxează-te odată. Hai, namaste. Salutare, oameni dragi! Dacă v-a
ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut clipul nostru. Vă mulțumim! Și desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, să-mi dați follow pe Facebook și toate cele și neapărat să ne verificați magazinul online pe care tocmai ce l-am deschis și are tricouri, hanorace și toate cele. Aveți link în descriere, căutați acolo. Link în descriere jos. Vă mulțumim și vă pupăm!